Mai întâi au fost ambele. A fost Vama într-un anumit context, relativ apropiat de VSLO, în care am descoperit lucrurile care dau rutina Vămii, după care am venit la VSLO și am descoperit lucrurile care fac Vama specială. Sincer, Vama, de un an de zile încercam să vin aici și după aia am aflat de VSLO și am hotărât că vreau să vin și pentru asta. Mama. Mai întâi Vama veche și vin aici din anul 2005 și sper să vin mulți ani de acum înainte. I didn't have any clue about Vama veche, but I knew about the festival. Vama? Acum mult timp nu eram fană, dar acum în combinația asta e, cred că o să devin fană. Și au venit cumva împreună anul trecut cu ocazia asta. Pentru mine mai întâi a fost Vama și apoi a urmat VSLO ulterior. Vama. Anul ăsta a fost întâi VSLO și după aia Vama. Vama. VSLO e primul an. So the Vama Vecchio is very popular in internet and Mr. Google with pleasure always answer of all the questions. Vama pentru care borna de intrare undeva mai încolo și vă să vă e pe aici. Pentru mine au fost împreună de la început. Eu sunt mai mult șoarece de bibliotecă, deci Vama mai puțin, mai mult rulă. Proiecte fotografice, un modul care anul ăsta din păcate nu se ține, dar care în anii trecuți eu cred că a putut contribui mult la dezvoltarea noastră din fotografi entuziaști în fotografi cu ceva experiență. Cred că nudul, partea de nud, mi-ar plăcea foarte mult. Da. Cursul lui Vlad de Ftenie cu street photography. But since my profession is film, so it would be film. Fotografia urbană cu Vlad de Ftenie. Street photography. Categorie. Filmul. Film. Prezentarea lui Vlad de Ftenie. Low light. I will suggest to one module for photographer, independent. It is art photographer, commercial photographer, panoramic photographer, or something like this. Cred că e bine să fie, să aibă mai multe module. Ceva cu portret. Nudul. Aș alege pe cel de fotografie urbană. Acum la mine am un Canon 5 Mark D2. Am un Canon, dar nu este al meu. E un închiriat de cei de la Moscova, un Nikon. Am un DSLR 3100 pentru începători. I just have this little Nikon camera and I go like Canon 350D. Un D3000. Nu contează ce aparat ai, ideea e ce vrei să scoți din el. Un mirrorless, la Hasan. Un Canon 450D, ușor reparat. Nu am niciun aparat foto. Yes, of course, going out from my studio house without camera. Un aparat foto din dotarea telefonului mobil. Am un Canon 450D. Un Nikon D300. Olympus. Se vede și pe tricou. Ce nu-mi place în Vama? Nu-mi place că după sesiunea de low light fotografii, unde am intrat în apă până la gât la miezul nopții ca să realizez niște fotografii,
M-am pierdut de prietenii mei și am rămas pe afară ud până la ora 4 dimineața, fără bani, fără schimburi, fără nimic. Nu mi-a plăcut deloc. Sincer, nu-mi place tot. Modernizare. Sunt multe lucruri care nu mai plac în vamă. Faptul că de câțiva ani vama este destul de aglomerată și cu niște oameni care vin fără să înțeleagă spiritul vamii și fără să le respecte. The loud music at night. It's too much loud music. Places where you can't sit down and talk because the music is just too loud. And I'm not 20 years old. Adică nu am timp să văd tot ce aș vrea să văd, respectiv oameni, și nu am timp de baie și de stare la soare. Deci ce nu-mi place, nu știu, nu există. De mine. Nu găsesc ceva care să nu-mi placă. Peturile aruncate peste tot pe plajă. I don't dislike anything because I knew before coming here that I could find here very specific behaviors, people, places. Aș putea spune că am avut timp să constat lucruri care să nu-mi placă. Poate în unele locuri este puțin mizerie, dar în rest tot e în regulă. O cunosc prea puțin ca să-mi dau seama. Dar cred că așa este în tot litoralul. Prea multe construcții în Galta, nu mai pot să respir în liniște. Eu vreau să respir. E o întrebare complicată asta. Sunt ușor de sus, din Maramureș. Sunt din Craiova. Oslo, Norway. București. Din Mernicuța. Din București. Stau iarna în București și în rest. Pistită loc. Din București. Din București. I live in Poland, the city called Toruń. So the city is usually identified like the city when the astronomer Nicolaus Copernicus was born. Din orașul Urlați, județul Prahova. Din București. București? Constanța. Profesia și vârsta. Profesia mea este incertă, dau sfaturi. Am 21 de ani și sunt student în al treilea la arte plastice, la grafică. Sunt profesor la un liceu, 37 de ani. Sunt profesoară la un liceu din Craiova. Și am 35 de ani. You know, age is only related to good wine and cheese. Okay. But I'm 18 years old, but I got 42 years of experience. Actriță aproape 33. Sunt manager, conduc cu echipă. Și vârsta 31. Vârsta 27 de ani și profesia redactor. Profesia este inginer și vârsta 56 de ani. Sunt medic veterinar, am 32 de ani. So the first is very easy. I am artist photographer and I am working like artist photographer, making art projects. And the second, together with my wife, she is artist photographer too. We are very hard working in commercial photography, mostly advertising. About my age, I was born. It was the past century of the previous millennium. Profesia este actualmente de sunetist. Inginer de sunet sau sound designer, cum se mai spune, pentru producții cinematografice și de televiziune și vârsta peste 50, mai exact 51. Am 14 ani și sunt elev. Fotograf, 34 de ani, aproape 35. Sculer matricer, 42 de ani.